Presa spaniolă semnalează că familiile de români de etnie romă își vând copiii grupurilor mafiote pentru a fura și cerși la Madrid. Conform surselor din cadrul poliției spaniole, acești părinți care își vând sau închiriază copiii primesc în schimb sume cuprinse între 100 și 150 de euro pe lună. În fiecare zi, copiii primesc diferite sarcini și sunt distribuiți prin mai multe zone ale capitalei, mai ales în centru și în zonele aglomerate. Cotidianul britanic The Telegraph a postat un filmuleț în care un bărbat se joacă cu un leu în piscină. Omul îmbrățișează animalul, care la rândul său pare foarte atașat de stăpân. Jurnaliștii străini insistă că scenele incredibile s-au petrecut într-un bazin din Hunedoara, România. 11 persoane au murit după ce un cablu de înaltă tensiune a căzut peste o mulțime de protestatari în India. Oamenii doreau ca poliția să le predea 5 persoane arestate pentru crimă, pe care doreau să le pedepsească, a explicat un oficial al poliției locale. Atunci când mulțimea a devenit violentă și a început să arunce cu pietre, poliția a tras în aer pentru a dispersa manifestanții. Gloanțele au lovit însă un cablu de energie electrică, care a căzut peste protestatari, omorând pe loc 9 și rănind alți 12. Două persoane au murit ulterior la spital.